Noul ministru al transporturilor este un personaj controversat despre care presa constanțeană face dezvăluiri de vreo 20 de ani. Încă de tinerel s-a implicat în viața semenilor săi fiind recrutat de securitate pe când avea numai 17 ani. Dan, căci acesta era pseudonimul său securistic, își ținea sub observație colegii și raporta la securitate dacă aceștia nu se conformau politicii partidului. Straniu este faptul că după Revoluție CNSAS-ul i-a dat lui Stroie certificat de bună purtare. După liceu, are o ascensiune fulgerătoare în Marina Militară, ajungând în 1980 în Consiliul Politic Superior al Marinei Militare, departament condus de însuși generalul Ilie Ceaușescu, fratele dictatorului. După evenimentele din decembrie, Stroie demisionează din armată. Unele surse susțin că această demisie ar fi fost provocată de acțiunea CADA, organizație înființată de ofițerii care încercau să curețe armata de elemente rusofile, bănuite de colaborarea cu serviciile secrete rusești. Pe de altă parte, agenția Sputnik susține că Stroie ar fi fost membru al vestitei unității anti-KGB 0110, dar că cel mai probabil și acolo ar fi fost agent dublu. În civilie a trecut direct la statutul de om de afaceri prosper printr-o lovitură rapidă. În 1990, împreună cu prietenul său Dumitrache, au cumpărat 42% din pachetul deținut de SIF Transilvania la șantierul Marea Neagră, în valoare de $4 milioane. Stroie are și acum acțiuni la șantierul naval, fapt care constituie conflict de interese din perspectiva noii sale funcții. Niciuna dintre viitoarele sale afaceri nu ar fi fost posibilă fără susținerea tripletei de aur a Constanței, Constantinescu, Mazăre, Strutinski. Felix Stroie a fost viceprimar 3 ani în primul mandat al lui Mazăre, apoi consilier municipal timp de 3 mandate, iar acum este șeful Raja Constanța, funcție pe care o deține de 13 ani. Da, ați văzut informația, după 27 de ani discutăm tot despre oamenii aflați în siajul securității lui Ceaușescu, oameni care ajung la vârful statului, da? E cazul lui Stroie, care este ministrul transporturilor acum, și o întrebare, da? Am văzut materialul colegilor, de unde avea fostul apevist Felix Stroie, nu 4 milioane, dar măcar jumătate, $2 milioane, da, să cumpere șantier naval, da, la Constanța, împreună cu asociatul lui Dumitrache. Îmi pare rău că mi-ați luat felia asta de tot, că asta aveam să întreb, adică de unde are bani și, de fapt, cercetarea oamenilor de aici ar trebui să pornească. Și eu aș face până în 1990. Mă, băieți, spuneți-ne și nouă care ați intrat în politică, de unde ați căpătat voi bani la momentul T0, așa brusc? Din economii, din ce? Pentru că cineva... De la armată, de undeva vin. Și așa îți dai seama, de fapt, de legăturile pe care le-au la Consiliul Popular s-a împrumutat la prieteni. Așa, mă rog. Sau la mătuși. Am înțeles asta. Pe de altă parte, sigur, se pune problema conflictului de interes pe care l-ați comentat și dumneavoastră în acest documentar scurt. Și trei, ce expertiză are care îl recomandă în postul respectiv? Acum, eu ca cetățean aș putea să trec peste primele două, da? Că omul simplu de pe stradă nu se mai întreabă dacă a fost securist, dacă are bani, dar măcar să știe ceva să facă. Vă dau o informație. Da. În 2003 a condus o regie județeană de apă și canal Raja Constanța, foarte importantă, foarte bănoasă pentru PSD, și a reușit ca în județul Constanța, Felix Stroie conducea Raja, a reușit să vândă cea mai scumpă apă din România. Asta este o mare reușită, da? Într-adevăr. Pentru că în Dobrogea, ci că n-ar fi surse de apă. În Dobrogea, într-adevăr, este criză. Păi, adevăr. Așa este. Eu știu. Și atunci a vândut-o... Cererea e mare, nu? Cererea și oferta. Atunci a trebuit să o vinzi foarte economie de piață. Am zis ceva cu SIF. Este o economie de piață. Nu, nu are legătură cu economia de piață. Economia de piață se bazează pe două lucruri foarte clare. Concurență, care în România nu există. E monopol, bă. Nu există, sigur că da. Domnilor. Și responsabilitate. Domnilor foști ofițeri, aici avem o mare nebuloasă. CNSAS-ul, care este o instituție ciudată, aș spune eu. CNSAS-ul tot timpul a jucat ciudat. Joacă, de fapt, pe mâna serviciilor. CNSAS-ul găsește două denunțuri, două documente, da, două note informative date de Dănuț, așa îi se spunea la securitate lui Felix Stroie. Dănuț, Dan. Da? Informatorul Dan, Felix Stroie, dă două note despre colegii lui, despre tatăl unui coleg din liceu militar și despre un alt coleg. La unul îi face o caracterizare bună și mai departe. CNSAS-ul spune că nu îi găsește angajamentul și că la un moment dat dispare din evidențele securității, dar că el nu a colaborat cu securitatea, deși există scriptic faptul că omul a dat note ca informative. Politica, vedeți, este o sintagmă că nu a fost colaborator. Mai avem o problemă. Domnul Helving ne-a explicat de curând că o mare altă parte a dosarelor aflate în custodia SRI, provenind din vechea securitate, periate probabil, vor fi predate CNSAS-ului.
Poate și atunci nu mai trebuie să ne întrebăm de ce oameni ca domnul ministru apar așa din neant, brusc, ieșiți, perfect curați și vedem doar frânturi de colaborare cu vechile organe. O întrebare pur ipotetică, nu vreau să-i fac... În realitate nu s-a întâmplat nimic în 1989, decât s-a schimbat forma de guvernământ, adică nu mai se numește Republica Socialistă România, se numește Republica România, condusă de o mare parte din urmașii securității de până în 89. Și nu vorbim de securitatea care a luptat pentru popor, că au fost și de ăștia. Și de șmecheriași de genul acesta, pentru că ați vorbit dumneavoastră, dar n-am putut eu să continui, de SIF. La SIF-urile din țară, în momentul privatizărilor, le știm cu toții, 1995, au fost 96. Foarte mulți prin MEBO, care erau din partea serviciilor trimiși. Unele, da? Luați-l ca exemplu pe domnul Daniel Sava, care a fost șef la SIF Muntenia. Da? Să vă explice dânsul, că ar trebui să știe mai bine decât mine cum au ajuns mulți din ofițerii serii să conducă SIF. Pun o întrebare pur ipotetică, nu are legătură cu Felix Troie, ca să nu avem discuții. Felix Troie nu este parlamentar. Este ministru. Poate ocupa ipotetic un ofițer sub acoperirea unui serviciu de informații funcția de ministru? Nu. Fără să fie parlamentar? Da. Poate fi? Bineînțeles. Cine poate să spună de un ofițer acoperit, că e ofițer acoperit decât ofițerul de legătură? Nici Coldea nu știe. Chiar dacă a plecat cum a plecat din serviciu. Poate Stroie nu are legătură neapărat cu seriul, poate are legătură cu alt serviciu de informații, ca să fim echilibrați. Mai mult. De ce e imposibil să identifici un ofițer acoperit? Există un cod deontologic, am înțeles, că, din care spune că nu pot fi membri ai guvernului, cadre... Bun, dar ofițeri. Nici nu poți să dovedești că este. Da, da, pe propria răspundere semnează ceva. Asta e altceva. Nu e atunci apare un fost legal. Poți dovedi că a fost ofițer sub acoperire? Da. Oarecum se poate. Se poate. Dacă alte servicii nu mai au interes, poți să dovedești. Adică, ești enigmatic în seara asta. Știți foarte bine. Deci dacă nu mai corespunzi unor cerințe, automat îți apar niște mici aspecte care pot să-ți influențeze cariera. Nu știu dacă colegii mei au pregătit materialul Stroie, o să-l vedeți, o să fie o întreagă desfătare. Stroie, care arată și are profilul de baron, da, e bine înfipt pe picioare, are profilul de baron PSD de Constanța, îl moștenește foarte bine aici pe Nicușor Constantinescu, da, este peste un chintal și ceva. Povestea este următoare, Stroie și cu Mihai Tudose vor face un cuplu extraordinar. Astăzi Mihai Tudose, primarul României, l-a scos la tabă și a spus, Stroie, ce ai pregătit astăzi? Și a spus, lucrările, tovarășe Mihai Tudose, continuă cum ne-am înțeles de pe vremul mandat. Și începe o poliloghie de asta comunistoidă în ședința de guvern a României și a spus, vom lucra 30 de zile din 30, da? Parcă era la Comitetul Planificării al Partidului Comunist Român, Stroie, da? Vom mânca 30 de zile din 30, fără sărbători și fără duminici libere, da? La care Tudose spune și în luna februarie o faci de 30 de zile. Nu, o facem doar de 28 de zile, da? Asta s-a întâmplat în guvernul României și a fost a fost savurată de presă povestea asta dintre Stroie, dar care are izul ăsta comunistoid, da? De la Partidul asta Comunist. Asta este cum da? S-a întâmplat lui Putin zilele trecute, nu? Cu ministrul agriculturii, exact, care a zis că exportă carne de porc în Indonezia. Nu în Indonezia, și în Indochina, și în Africa, și peste tot. Erau trei musulmane care rămâneau. Da, corect, da. Bun. Acum, deci nu poți un asemenea om decât să-l sancționezi politic în momentul în care... Nu pe partea ce ați discutat dumneavoastră, că n-ai cum. Ci în funcție de prestația pe care o are. Și nu mă refer acum la discursul pe care l-a avut. E clar că are o anumită educație, nu i-o pot schimba la vârsta asta, dar oamenii probabil că așteaptă rezultate. Și rezultatul ar fi în plan managerial. Dacă performează pe rezultat sau nu. E problema mai gravă, cred eu, pentru nu știu ce viziune are. Știți că cu anii, ce a ajutat în timpul emisiunii, cu anii, Academia Națională de Informații, vedem cum se recrutează, cum se duc toți oamenii acolo benevol de multe ori. Da. Și vedem o trasistică. Securitate, noua securitate serie și am impresia că noi ca țară nu putem să ne dezbatem, să rămânem în urmă, să o luăm de la zero, să plecăm normal și spuneați de acel moment de zero. Nu cred că va fi niciodată realizabil. Dar ce vreau să zic, totuși, văd că nu se mai discută despre dosarul Microsoft, despre denunțurile lui Gabriel Sandu, nu se mai discută nimic. Are legătură doar imaginea asta de astăzi când a fost chemată parcă Ecaterina Andreescu. Are legătură. Pentru că
toate au legătură cu... care este în limbajul de specialitate bingănitor, da? Bingănitorul Pescariu de la DNA, când a început să bingăne, să spună, poate mi-aduc aminte de doamna Chioveși, care a semnat ceva documente pe Microsoft, pac l-au bingănit cu un dosar penal cu baza Pescariu, pe 90 de milioane de euro. Ideea cu acele documente? Acele documente, de fapt, erau niște note de inventar, care trebuia să-l facă cam toate instituțiile din administrația publică centrală. Atenție, acest contract Microsoft s-a adresat numai administrației publice centrale și nu agențiilor și nu în teritoriu. Ideea este că în 2009 am descoperit un raport foarte pe scurt și îl detaliem și altă dată. Deci raport asupra activității de Consiliul Legislativ. Știți ce? Zona... cenzurează legislația din România. Și la un moment dat găsim că pentru anul 2009 a avut o rectificare a hotărârii Guvernului 1451 din 2000 pentru atribuirea competenței Ministerului Comunicat pentru a putea da acest contract. Și acolo erau niște erori. Dar avizul Consiliului Consultativ, deci a dat aviz pe acest document, o să vedeți, deci iată că ar trebui analizat nu mai amplu această activitate, spunând următoarele, la un moment dat, zice... Față de cele prezent, s-a apreciat că nu era vorba despre erori materiale a unui act intern, care pot fi corectate prin procedura rectificării în condițiile prevăzute de articolul 15 din legea 202/1998 și 2000, ci chiar și de modificarea unilaterală a clauzelor contractuale. Făcută de Milboc. Nu mai avem timp, o să... Ce interesant, să discutăm exact despre chestia asta. Că Microsoft nu apare SRI-ul, că ar fi cumpărat licențe. De ce lucrau fără Windows? Bună observație. Mulțumesc pentru prezență. Ne revedem mâine tot așa 7:30. Rămâneți pe B1 TV. Numai bine. Bună seara.